Salutare! Din nou și din nou, astăzi ne bucurăm de asamblarea numărului 32. Astăzi o să continuăm, se pare, asamblarea radiatorului de răcire. Dacă vă interesează ce scrie în revistă, îmi puteți scrie în comentarii să vă prezint și ceea ce scrie în revistă și o să vă citesc câte puțin din fiecare. Poate sunt oameni interesați de povestea sau poveștile pe care le primesc în fiecare revistă. Și mie mi-ar fi cea mare plăcere să aud că să transmiteți într-un mod sau altul că v-ar interesa aceste detalii. Astăzi continuăm asamblarea. Avem partea inferioară a radiatorului. Avem furtună, da, este extind din două bucăți. Furtună interior. Inferior a radiatorului 1 și inferior a radiatorului 2. Și cred că se va pune cu șurub și va fi ceva de genul... scuze. Bine, două părți se asamblează. Foarte simplu. Asta este furtunul... superior al radiatorului și are, dacă vedeți, efectiv colierele vopsite cu albastru. Sper că se observă. Se văd foarte clar. Gri cu albastru, ceea ce mi se pare foarte clar. Așa, și mai avem șuruburile CP și ce avem aici? BP. Ok, o să avem nevoie de ceea ce am asamblat în numărul 31, adică acest... Nu știu, ca și data trecută am o problemă cum să-l numesc. Dacă aveți informații concrete despre cum se numea el în viața reală a... aroului sau cum a fost el denumit, îmi puteți spune, mi-ar fi de mare ajutor. În fine, să începem asamblarea. Deci efectiv începem cu furtunul inferior al radiatorului, exact cum am și preconizat. Aceste două bucăți se unesc una cu cealaltă, avem două bolțuri mici de ghidare plus vom folosi un șurub BP. Ok. Folosim penseta pentru a-l introduce în lăcaș. Gata. Așa arată. Aici se și vede că are un capac tot gri și are, cum se vede, că are și o deschidere, cum s-ar deschide, efectiv ar avea o o mică balama, să-i spun așa, dar nu vrea telefonul meu să focalizeze. Într-un final, gata, a focalizat. În fine, ok, acest furtun o să-l introducem în partea de sus. De fapt, el se numea în partea inferioară, deci efectiv acesta va veni așa pus pe motor, de fapt, așa, cumva. Și o să-l introducem aici, partea de jos, dar în
poză ne arată total invers. Și va fi prins cu un șurub, CP. Șurub CP. Ok. Vom folosi de șurubelniță acum. Direct, fără pensetă. Gata. Așa arată. Acum vom avea nevoie de ceea ce am construit până acum, adică jumătate de șasiu cu motor roți și tot ce trebuie pentru a introduce partea superioară. La furtună superior al radiatorului aici în pompa de apă, dacă nu mă înșel. Da, în pompa de apă. Nu, nu în pompa de apă. Pompa de apă este aceasta. Să cred că este cum îi spune, corpul care are și termostatul. Deci aici sus, unde am introdus, dacă observați, aici este să află termostatul, care cumva trebuie să aibă legătură și cu pompa de apă care este aceasta. Aici avem un furtun de roturi, cred, da, care intră în galeria de admisie pentru a încălzi apa, pentru a încălzi admisia, ca să fie momentul când trage în capătul, când alimentează motorul, să fie aerul cald deja, pentru când este motorul rece, presupun. Ok. Și așa arată. Această bucată nu am folosit-o la nimic. Așa arată asamblarea de astăzi. Vom pune de formă acesta aici și pe acesta. Ups. Pe aici, undeva. Mai bine la jos. Ok. Asta este tot. Acesta a fost numărul 32. Săptămâna viitoare să revin cu numărul 33 și tot așa în continuare. Vă mulțumesc încă o dată, o zi bună, la revedere!